suntem, să ne dăm seama că n-am făcut nimic în ultimii 20 de ani și atunci nu înțeleg de ce am avea pretenții și ne dorim foarte mult. Nu, trebuie să fim realiști, ăsta e momentul din fotbalul românesc, astea sunt investițiile, ne arată Sepsi și Csíkszereda. Nu? Că vine un guvern străin și investește în România și face mai multe decât n-am făcut guvernul României în ultimii 20 de ani. Am făcut stadioanele astea doar că trebuia să fie cam atât european sau că am organizat și noi două meciuri, că altfel nu le făceam în vecii veciilor. Îți place așa un proiect, în afara celor din Capita și Covazna, îți place un proiect, cum arată fotbalul românesc sau o idee de proiect? Păi nu știu, mai sunt altele. Poate Hagi, poate... Începe Rapidul acum, dar e de puțin timp. Dar deja s-au mișcat cât nu s-au mișcat alții în 15 ani, nu? Asta înseamnă, asta ne dorim și la Timișoara, un investitor ca domnul Șucu să vină să facă, în primul rând, baze sportive care ele rămân pe 10, 15, 20 de ani. Nu să investim doar în echipa mare de seniori, după 2 ani intrăm în faliment și dispărem și numai orașul rămâne cu nimica. Și un oraș care altădată era lauda României, nu găsește investitori. Mare, poate că nu s-au găsit oamenii potriviți care să-i caute. De asta spun că numirea de astăzi îmi dă speranțe. Ovidiu e un om care s-a învârtit în mediul ăsta de afaceri, de business. Sunt convins că cunoaște alți oameni și are capacitatea să atragă alți oameni.